Bună ziua, cum vă numiți? Dan Pălimaru mă numesc, sunt reprezentant Asociației Down Activ Moldova Botoșani și astăzi la Târgu ONG-urilor am venit cu copiii din asociații pentru a prezenta lucrările și produsele pe care ei le lucrează de ceva timp. Produse prin care își demonstrează abilitățile și pasiunea lor, timpul pe care îl ocupă, demonstrând că au posibilitatea și abilitățile necesare să facă ceva util și practic, valabil în societate, fără a se considera marginalizați din cauza dizabilității pe care o poartă. Cu ce se ocupă această asociație? Asociația reprezintă, scopul asociației este de a dezvolta abilităților copiilor cu sindrom Down și nu numai, și a celorlalte dezabilități care sunt compatibile cu sindromul Down. Încercăm să construim oportunități pentru a pune în valoare abilitățile și capacitățile lor, fizice și mentale, motrice, în toate punctele de vedere. Cu ce sunteți prezenți aici la târg? La târg avem produsele realizate de ei împreună cu mamele lor. Sunt produse din toată gama de lucru manual. Încercăm toate tehnicile pentru a realiza care sunt cele mai compatibile cu capacitățile lor. Sunt produse realizate prin quilling, tehnica rulării hârtiei, prin turnare în forme și pictură, pirogravură, ce unora le place. Sunt multe tehnici, tehnica șervețelului. În fiecare produs în parte este multă muncă și acolo se dezvoltă cu fiecare produs, se capătă experiență și devine din ce în ce mai bun în ceea ce faci. Produsele sunt de vânzare? Produsele sunt scoase la vânzare, prețurile sunt medii, încercăm să capitalizăm din investiția făcută, să aducem înapoi nu profit, ci banii pe care am investit pentru a reuși cu banii pe care îi încasăm să facem să le dăm de lucru, să facă alte și alte produse, să aibă timpul necesar, în timpul pe care îl ocupă, să poată lucra cât mai mult. Mulțumesc!